Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, sunt Nicoleta Timaru, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a descoperi diversitatea din jurul nostru. De ce spun acest lucru? Veți afla și vă veți convinge chiar dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi este părintele Alfons Baptist Balagan din Congregația Slujitorii Carității. Părinte, bun venit la emisiunea Interviul Săptămânii. Bine v-am găsit, dragi ascultători din RCIS FM. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Mi-ați spus înainte să începem că urmăriți programele RCIS FM și sunteți foarte conectat la viața diecezei de Iași. Sunteți în România din 2015, cel care, să zicem, a inițiat și a pus pe un drum drept această congregație în dieceza de Iași și sunt curioasă cum au fost acele începuturi pentru dumneavoastră. Când ați venit în România, care a fost prima impresie pe care ați avut-o? Acum 7 ani eu sunt aici în România. Eu, primă rând, vă spun că eu nu vorbesc prea bine limba română, pentru că am învățat limba română ascultând, vorbind, scriind împreună cu bunicii noștri, pentru că eu lucrez împreună cu surorile noastre la Cămin de Sfânt Iosif. Ei m-au învățat limba română, ei sunt profesorii mei, deci dacă mă greșesc, iertați-mă, mai încerc ca să vorbesc clar și explic ideile mele. Dar, cum se spun eu, superiorii mi-au trimis aici la România, dar eu nu știu nimic despre România. Când ei mi-au spus, a fost grea pentru mine, pentru că când eram diacon, superiorii mi-au spus că noi avem o vis pentru tine, vrem deschidem o comunitate la Germania și merge să învățați limba germană. Și am pregătit, am învățat limba română, după un an... Limba germană. Vă pregăteați pentru Germania. Așa. Dar după un an mi-a spus că noi am schimbat ideea și Germania ta este în România. Și mergeți la România. Eu am un pic disamăgit, pentru că nici nu cunosc unde este România. După am uitat pe harte unde este la România, nu știu nimic, cultura lor, nimic, nici un cuvânt de limba română. Dar am venit... încrezând în Domnul, pentru că... Ați venit singur? Da, am venit singur, da. Pentru că Sfântul lui Zgonela, care este fondatorul nostru, el spune așa: voi nu aveți patria. Patria voastră, unde este Dumnezeu? Dumnezeu este aici în România, România este patria mea. Când am venit în România, într-adevăr vă spun, nu vă speriați, am avut o idee foarte greșită. M-am gândeam că românii sunt închiși, nu sunt așa, sunt rece în fața străinilor, așa m-am gândeam, dar am greșit într-adevăr. Dar românii sunt deosebit foarte deschiși, pentru că prima dată am întâlnit cu Presfințit Petru Ghergel, el m-a primit cu brațele deschis și m-a invitat fiecare duminică, mâncăm împreună cu ei, cu preoții diocesani, pentru că eu sunt singur din congregația mea și îmi invitau fiecare duminică, mâncăm împreună cu preoții noștri și când vin eu, ei schimbă și limba. Pentru că eu, fiind străin, nu știu limba română, încep să vorbească limba italiană. Astfel încât să simțiți că e mai ușor. Am simțit, eu sunt acasă, am fost acceptat, am fost iubit și în același timp am fost apreciat. Și deci mă simt un fel, eu sunt acasă, niciodată am simțit ca un străin aici în România. Și am încrezut în Domnul, pentru că Domnul care m-a trimis și am mare încredere în harul lui Dumnezeu și El până acum mai îngrijește Dumnezeu și de ce eu sunt aici în România. Mă gândesc că ați fost bine primit și sunteți în continuare apreciat și bine primit în dieceză, deși trebuie să recunoaștem că în această dieceză e o multitudine de congregații, de persoane consacrate. Știm foarte bine, sunt atâtea ordine prezente în dieceza noastră, dar iată, era nevoie și s-a găsit un loc, cum se spune, și pentru Congregația Slujitorii Carității. Și știu că aveți proiecte deosebite despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii, dar vreau să rămânem la acel început. Da. Acel început la care ați avut susținere din partea episcopului diecezei și ușor, ușor lumea a început să vă cunoască, să vă adaptați și să vă simțiți acasă. Cât de greu a fost totuși să dezvoltați această congregație în dieceza de Iași? Pentru mine nu a fost așa grea
ca să dezvoltăm la congregația noastră, pentru că este datorită de sora Serena, care a murit acum 3 ani, ea care a semănat carisma și spiritualitatea de Sfânta lui Zgonela în țara românească. Avem surorile noastre, aproape 25 ani, ei lucrează pentru persoane nevoiașe, defavorizate, și avem la Cămin de Sfânt Iosif, acolo avem 45 persoane în vârstă. Surorile dau o îngrijire în continuare, nu numai persoanele care lucrează, surorile retragă pentru rugăciune, nu, surorile dau o îngrijire în continuare pentru persoane nevoiașe. Și am fost acolo primă rând, am învățat cu ei, am dat sprijinul spiritual, putem spune așa. După, mergând împreună cu sor Daniela, o soră care m-a ajutat mult, sor Daniela mergând cu ea, am găsit niște ocazii. Și găsind o ocazie, m-am gândit de ce nu ajutăm copiii, ei sunt 14 ani, 15 ani, îl ajutăm ca să descopere ocazia lor, viața lor. Și m-am îndrumat ei, ei au exprimat, vor veni la noi, fac o experiență cu noi, au venit și am vorbit cu preasfințit Petru Gergel, el m-a aprobat și noi am deschis o casă pentru discernimentul vocațional pentru practic băieții. E un mic seminar, da, un nu? Mic îi seminar. Spunem seminar, da. Practic vin acești băieți, acești copii și studiază teologia la liceul din Iași, liceul Iași, care da. Are acest profil de teologie și locuiesc în seminarul pe care dumneavoastră îl conduceți. Da, dar încă un lucru care este foarte frumos aici, colaborare, pentru că eu fiind un străin, prima dată am avut frică, teamă, putem spune, pentru că ei sunt români, dar nu cum părinții lor are, cum încrede în mine, dar într-adevăr o colaborare frumoasă noi avem între părinții și între copii care au încredere în noi, ei crede în drumările noastre. Și este, mi-a plăcut mai mult, mi-a dat tărie ca să facem această treabă cu dragoste. Știu că prin exemplul personal îi învățăm cel mai bine pe cei din jur. Ce le spuneți tinerilor din experiențele pe care dumneavoastră le-ați avut, astfel încât să-i încurajați pe acest drum, acest drum al preoției, care poate e cumva precoce gândit în perioada de liceu, nu? Da, în clasa da. 9-a, 10-a, e de vreme să se gândească că da. Vor fi preoți. Da. Dar dumneavoastră știu, cu asta vă ocupați, plantați ușor-ușor aceste semințe și povestindu-le și arătându-le exemplul dumneavoastră, îi conduceți pe un drum. Da, e adevărat. Dar aici, când vorbim de seminar, toată lumea are o frică, dar eu nu spun că este un seminar, este o familie în care noi îi ajutăm ca să înțeleagă ce este drumul vieții lor, pentru că Iisus Hristos care ne-a chemat, care ne-a dat vocație, și aici vocație vorbim numai vocație pentru preoție, vocație pentru viața consacrată și vocație pentru viața căsătoriei, pentru că astăzi avem mai multă familie dispărțite și copii abandonate, pentru că nu avem o formare în spatele lor. Și noi nu ne obligăm băieții pe care avem noi și ca să merg mai departe cu preoție, cu viața consacrată. Voi sunteți, voi alegeți viața voastră cu mod liber, al iubi pe Dumnezeu, al iubi pe aproapele voastre. Și deosebit, care vocație, nu contează. Așa noi îndrumăm, pentru că noi nu obligăm, pentru că obligând nu câștigăm exact. Nimic cu libertate, cu îndrumând, sigur că noi câștigăm. De datorită această formare, avem doi băieții, în mod liber, au ales ca să merg mai departe, au ales la viața consacrată, sunt în București, noviciat, fac noviciat, Iosif și Andrei. Foarte. Și au ales acest drum, sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să îl parcurgă și să fie sfințiți preoți. Spuneți-mi, cine este Sfântul Alois Zgonela, cel care a inițiat, nu, această da. Congregație? Da, sau care, da, este, da. Care este carisma acestui sfânt, prin ce s-a remarcat? Da, Sfântul Alois Zgonela s-a născut la Frăcișo,
în Campo Dolcino, 19 decembrie 1842. Și când vorbim despre el, el spune mereu Dumnezeu cel care face. Și tatăl lui se cheamă Laurențiu, mama lui se cheamă Maria Bianchi. Tatăl lui, el este un om foarte gospodar, dedicat familiei, bănuiesc. Da, tatăl lui. Da, tatăl Sfântului. Da. Tatăl lui se cheamă Laurențiu, mama lui se cheamă Maria Bianchi. Tatăl lui este un primar și el este muncitor și în același timp el este puternic și el este exigent. Mama lui este amabilă, caritabilă, apoi pioasă. Sfânta lui Zgonela a învățat mai mult valorile în familia lui, pentru că familia lui se rugau împreună, Sfântul Rozariu, citeau vieții sfinților împreună și Sfânta lui Zgonela spuneau că familia a fost mică biserica pentru el, în care el a învățat mai mult credința activă, o participativă. Eu personal miram credința tatălui, pentru că Sfânta lui Zgonela s-a născut o 19 decembrie. El este botezat 20 decembrie, zi următor, deci imediat. Zi. Pentru că nu este aici uimire, pentru că unde el s-a născut este într-un loc de muntos. Frăcișul este un pic alt, Campo Dolcino este un pic jos, este Campo Dolcino este parohia lui și luna decembrie plin de zapadă și frig, nu? Și tatăl, numai el care venea singur fără mama lui și a fost botezat acolo, pentru că tatăl lui vrea fiul lui să crească în credința catolică și așa el spunea că acolo am învățat tot credința mea și mama mea și tatăl meu m-a învățat, așa spune Sfântul lui Zgonela. Când ați auzit prima dată despre acest sfânt? Despre acest sfânt, Sfânta lui Zgonela, când eram clasă 10, putem spune așa, aproape 15 ani, ceva așa, pentru că eu când eram copil, jocam împreună cu copiii noștri, acolo era un băiat care este handicap de mental, băiatul. Noi aruncăm pietrele peste el și noi îl jignim. Dar noi nu ne le iubim, noi considerăm ca o povară pentru noi, pentru societatea noastră și pentru statul meu, tot așa. Dar în niște momente am văzut niște preoți, călugări, gonelieni, considerat ca o comoră, pentru că pentru mine povară, pentru alții o comoră. Și această aptitudine m-a schimbat mult, m-a îndrumat spre ei. Cine sunt ei? De ce ei fac această treabă? Așa, încet, încet am cunoscut. Dar vorbim despre vocație și am alt motiv. Pentru că tatăl meu foarte exigent, pentru că noi suntem toți băieții în familia mea. Le spunem prietenilor noștri care ne urmăresc că v-ați născut în India, în Marwai, da, nu? Da, 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 da. Într-o familie cu 5 copii, da. Nu? Tatăl și mama dedicați și, da, așa cum ați zis, tatăl destul de sever. Destul de sever, de exigent. Dacă nu avem notele bune, m-am terminat. Deci așa exigent tatăl meu. Și mai mult ori vreau scap din casa mea pentru că el este exigent mai mult cu notele, nu cu alte lucrurile. Și deci am intrat în seminar. Am intrat în seminar cu motiv greșit, într-adevăr. Ca să plecați de acasă, da, concret. Să plecați de acasă, da, concret, așa putem spune. Dar după, văzând preoții gonelieni, cum ei slugeau pentru persoane nevoiașe, pentru persoane defavorizate, această slujire m-a schimbat. M-am schimbat, transformat motivele mele și sunt aici în congregație ai Sfântului Zgonela. Înainte de a alege acest drum, de a intra în seminar, știu că ați făcut studii de filozofie. Da. Încă nu a apăruse acest gând de a vă dedica unei vieți consacrate? Sau cum erați în, da, adolescență și perioada aceea de tinerețe până să luați decizia de a intra în seminar? Da, vă spun sincer, este datorită de tatăl meu. Pentru că când eram mic, tatăl meu mereu, aici noi spunem că mama care conduce la biserica, dar în cazul meu tatăl. Tatăl a fost cel care v-a dus către biserică. Biserica și el care mi-a spus, tu ești pregătit pentru preoție și tu ești ales pentru Dumnezeu,
tu merge mai departe cu acest drum. El care m-a îndrumat. Dar primul rând, când am intrat în seminar, nu îmi plăcea mult. Dar după încet, încet, cu formările mele, cu vorbind cu formătorii și având un contact cu Dumnezeu, am purificat motivele mele și așa a fost, așa am căzut aici, în această congregație. Când ați intrat în seminar, erați conștient că este foarte posibil să ajungeți, iată, în România, într-o țară îndepărtată? Cum v-ați închipuit viața aceasta de preoție când ați intrat în seminar? Da, nu am gândit că o să ajung aici la România și mi-a plăcut mai mult formările mele, pentru că am avut deosebit formătorii foarte buni și m-a îndrumat foarte bine. Eu sunt mulțumit de ei. Astăzi recunosc cum ei m-au format, mi-a dat o viață foarte bună și nu numai ei, și mai mult lucrurile, contact cu Dumnezeu și alegerea personală cu libertatea mea și o decizie personală al meu. Și este, mi-a plăcut mult. Da. Știu că v-a fascinat această familie gonaliană, cum se zice, dar știu că este alcătuită din mai multe ramuri. Haideți să le dezvoltăm și să le numim. Da, sigur că de Sfântul Aloisi Gonel a întemeiat familia sa cu trei ramuri. Prima ramul putem spune sficele a Divinei Mariei Providenței, a surorile noastre, surorile goneliene. Ei sunt aici prezente în Iași și au o cămin de bătrân aici și în același timp lucrează cu fetele care au nevoie de ele. Și în același timp au două activitate care fac într-o parohie. Parohie de Sagna, ei au o casă, acolo domiciliu, merg la domiciliu, și după Șcheia ei au o casă pentru copii. Avem al doilea ram, este noi, slujitorii cărității, care suntem prezenți aici la Iași, lucrăm cu tinerii și în același timp lucrăm cu persoane fără adăpost, și avem o nouă realitate care avem în București, avem copii care au copii care handicap de mentale, care avem noi chemăm fii buni. Așa Sfânta Lui Zgonel niciodată au vrut să chemăm copii de handicap de mentale. Pentru asta nu vine cuvinte, nu vine. Deci să fie bun, așa noi chemăm. Și am 14 copii în București și acolo avem părintele Antonio Calei, care a lucrat cu mine aici, cu el care lucrează acolo, și avem încă un preot, părintele Nadan, tot din India, și mulțumim lui Dumnezeu pentru că acum un preot care a venit din Congo, el este în București, și aici vorbim despre comunitatea aici la Iași, sunt eu și am încă un preot, părintele Batista Omădei. Dacă din Congo, nu? Nu, din Italia. Din Italia. Din Italia. El, dacă spune vârsta lui, voi uimiți, pentru 82. Și el este încă în picioarele lui, activ, și vine cu mine, cu oameni distrăzi, ne ajută cu băieții noștri, făcând conferință, vorbind despre experiența lui. Și el a fost un preot misionar în toată viața sa. Când el a fost hirotonit, toată viața sa a fost misionar, a fost în America, a fost în Filipine, a fost și în Africa. Până la urmă, el a ales aici, la România, el care a ales. Și este, mi-a plăcut mult. Și noi îl vrem foarte bine, părintele Batista Omădei, și ne ajută acum un fel de sprijin spiritual pentru cămin de Sfântul Iosif și activ în comunitatea noastră. În proiectele pe care le avem. Și mai este o ramură, nu? Asociația Cooperatorilor. Cooperatorii Gonelienilor. Și noi aici, în România, o familie completă. Ei sunt laici care împărtășesc același carisma de Sfântul Aloisi Gonela. Vă povestesc și la carisma de Sfântul Aloisi Gonela. Care este carisma de Sfântul Aloisi Gonela? Pentru că Sfântul Aloisi Gonela, carisma, când vorbim despre carisma, este un dar al lui Duhului Sfânt. Și Sfântul Aloisi Gonela, inspirat de la Duhul Sfânt, că să consideră Dumnezeu ca Tatăl nostru. El vorbește mai mult paternitatea lui Dumnezeu. Pentru că el spune așa, un Dumnezeu care cunoaște respirațiile noastre, un Dumnezeu care cunoaște tot bătaile inimile noastre, un Dumnezeu care privește fixat ca un tatăl cum privește copilul său, așa privește pe noi. E încă un lucru care îmi place mai mult de Sfântul Aloisi Gonela, el spune, un Dumnezeu nu ne reușește să nu ne iubească.
Adică înseamnă că totdeauna El iubește fără măsură, fără limite. Și avem mai mult problemele, limitele noastre, dar un Dumnezeu mereu ne iubește întotdeauna. Și încă un lucru care spune Sfânta lui Izgonea, care îmi place mai mult, dacă noi suntem departe, El ne așteaptă. Dacă suntem aproape cu El, El ne îmbrățișează. Dacă caim, El ne iertă. Dacă cadem, El ne ridică. Și așa vorbește despre Dumnezeu, care este Tatăl nostru, paternitatea lui Dumnezeu. Și El ne-a dat două modele. Primul model, cum folosim această paternitate a lui Dumnezeu pentru persoane nevoiașe? Ne-a dat două modele. Primul model este bunul pastor, al doilea este bunul samaritan. Când vorbim Iisus Hristos, care este bunul pastor, El merge după oile rătăcite. Așa noi, gonelienii, suntem chemați să mergem spre persoane marginalizate, persoane sărace, persoane care au nevoie de iubirea noastră. Și Iisus Hristos, găsind oile rătăcite, ce spune? Pune umerele sale, în brațele sale, aducând, da, înapoi în comunitatea sa, nu? Lasă acolo. Așa noi, gonelienii, suntem chemați, luăm cel sărman, este pentru noi o comoră pentru noi și îl aducem și îl tratăm, îl spunem că există un Dumnezeu care te iubește, există speranța, tu poți schimba încă viața ta și încredințăm în comunitate, înapoi, unde El a plecat. Și al doilea model care ne-a dat Sfântul lui Izgonea este bunul samaritan. Bunul samaritan, El mergea către drumul lui, a văzut un sărman acolo, nu? Așa, gonelienii suntem chemați. Când vedem un sărman, trebuie să plecăm, cum El a plecat. A lăsat tot programul lui, bunul samaritan, nu? El trebuia să meargă undeva. El a lăsat tot programul lui, a plecat, luând omul și a dat pansat rănile sale. Și suntem, gonelieni, suntem chemați, pansăm vinul de mângâiere, vinul de speranță, o orba bună și ca să schimbă sarmanul și îl ajutăm. Și sarmanul este încredințat înapoi în comunitate, nu? Așa tot noi suntem chemați să arătăm milostivirea lui Dumnezeu pentru persoane nevoiașe, defavorizate. Ceea ce spuneți dumneavoastră nu este doar la nivel declarativ și asta o arată faptele pe care le aveți, activitățile, proiectele pe care le-ați desfășurat, ne raportăm acum la Iași, dar în întreaga țară și peste tot unde această congregație este prezentă. Haideți să dezvoltăm puțin și să povestim despre proiectele pe care le-ați desfășurat la Iași și voi menționa eu acel duș mobil pentru oamenii străzii. Da. Povestiți-ne de unde acest proiect și... ce bucurie ați avut derulând acest proiect? Da, sigur că este o mare bucurie pentru noi să avem acest proiect, un proiect foarte creativ, putem spune așa, pentru că noi, surorile noastre au o cantină pentru oamenii săraci. Fiecare zi aproape 40 oameni care vine iau o masă acolo și în același timp iau o masă pentru seara. Așa, două mese îi dau pentru persoane nevoiașe. Noi gândim, dau o pomană, dau o haine, este significa numai... o îngrijire minimă, nu o îngrijire foarte bine. Și noi am, vorbind în comunitatea noastră, vorbind cu preoții noștri mai mult, cu părintele Calei Nadan, tot vorbind cu ei, și după vorbind cu seminereștii noștri, cu tinerii noștri, noi am descoperit de ce nu dăm demnitate pentru omul. Ce putem face? Cum facem? Și este un, într-adevăr vă spun, nu este proiectul meu, este proiect al comunității. Mai mult la băieții care sunt în București, Iosif, Andrei, ei care au gândit, au spus, părinte, de ce nu facem un duș mobil? Am spus, cum putem face un duș mobil? Cine finanțează? Unde mergem banii? Tot așa. Tot căutând pe internet, există un finanțator norvegien și care ne-a spus că finanțează duș mobil. Da, dar noi am pus ideile noastre, tot așa, colaborând cu Caritasul de Iași aici, pentru că noi nu așa avem o puternic, nu știm prea bine limba română, nici termenii de proiectele, tot așa nu știm, și părintele Egidiu atunci era, el este responsabil, după a venit părintele Iosif Iacob, care încă susține proiectele noastre și ne-a ajutat, ne punem cum trebuie și am câștigat. Și după am făcut mașina cu duș mobil în care... Care ce făcea? De câte ori pe săptămână sau cum se derula acest proiect? Este derula 5 ore pe zi, 5 zile.
Deci în timpul săptămânii, 5 ore, această mașină mergea prin Iași. Prin Iași. Nu prin Iași, pentru că noi nu avem aprobare. Avem aprobare numai Plopii Fără Soț, acolo unde este în casa noastră. Pentru că vine, avem o cantină, am spus, nu avem o cantină. Ei vine mânca, iau mâncare pentru ei și în același timp vine, fac puteau un duș fac un acolo, duș. Tot așa. Și mergem Piața Nicolina, pentru că domnul primar ne-a dat numai două aprobări. Două locații, dar aici mergem la Piața Nicolina și acolo avem o 45 oameni care trăiau pe străzi. Cum a fost primită această inițiativă de oamenii străzii? Da, primă, ei nu au așa încredere în noi. Mă gândesc că fiind oamenii străzii, probabil au zis, noi n-avem ce mânca și voi ne puneți să ne spălăm? Da, exact. Putem spune că ei au certat lor. Cu apă. Da, pentru că dacă noi spunem că spălăm hainele, mergeți la duș, nu-mi place ei, pentru că frig, dificil. Și noi, de obicei, când mergem la Piața Nicolina, aducem și noi o porție de mâncare pentru ei. Când văd mâncare, ei vine. Și noi spunem, primă rând, noi vă tundem, vă ajutăm primă rând, după luați mâncare. Așa a fost începutul. Dar acum, ei au înțeles cât de important este a fi o persoană curată, îngrijită și igienia lor. Cât e important, ei au înțeles. Acum nu îmi dăm mâncare, numai mașina merge, ei vine singur, în continuare și ne cere ca să tundăm și în același timp fac duș. Dacă vorbim despre duș mobil, acolo nu mai avem un duș, avem și un cabinet medical. Este o soră care este dedicată, e soră care e asistentă medicală, vine fiecare zi cu noi. Noi practic mărturisim iubirea lui Dumnezeu pe străzi acolo. Pentru că ei, când vorbim despre oamenii de străzi, ei ce spune? Noi, primă rând, miros urât, murdare și un fel de jignim, nu? Dar e clar că îi marginalizăm, nu vrem să avem de-a face cu ei, eventual trecem pe trotuarul celălalt dacă îi vedem. Asta da. Este abordarea majorității în ceea ce îi privești, da, nu? Da, exact. Într-o zi a venit un om, mi-a spus că, părinte, eu n-am nimic mâncare, dați un pic de... dacă ai un ban, ceva așa. Aici, dacă vorbim un pic, ce gândim? Noi, mai multe ori, ce spunem, el este, cum se cheamă, o persoană lenă, nu? Nu lucrează. Da, nu, leneș care nu vrea să muncească, să-și câștige traiul, de da, fapt, nu? Da, ceea e așa. Ce facem dar, noi. Trebuie să vedem și dincolo, pentru că el este sincer. El a fost sincer, părinte, eu n-am bani unde să mănânc, nu știu. Mi-a plăcut mai mult sinceritatea lui. Într-adevăr, el nu are bani unde să cumpere ceva pentru el. Și noi mereu mergem, vedem dincolo, nu mergem de ce este, mergem spatele lor. Dacă ascultăm, povestea lor foarte grea pentru noi când ascultăm. Ei cum se cheamă, nu au avut o familie cum noi avem noi. Ei nu au avut o educație cum noi am avut. Și dacă ei avea o educație, o familie, ei nu sunt acolo. Dacă eu mereu ce fac eu? Dacă eu sunt acolo, cum va fi? Eu mereu găsesc pe mine acolo. Când văd pe ei, văd pe Dumnezeu. Să ne punem Iisus Hristos, în situația lor, în păpucii lor, când punem noi acolo. Este un pic, cum se spune, nu numai demnitate, și spunem și ei un Dumnezeu care iubește. Astea sunt proiectele pe care dumneavoastră, și vom mai vorbi despre ce ați mai făcut pentru acești oameni ai străzii, dar vreau să vă întreb noi, ca și cetățeni, ce putem noi face să-i ajutăm? Îi întâlnim pe stradă, îi vedem, îi ocolim de multe ori, ne ferim copiii de ei, dar haideți să ne învățați cum îi putem ajuta. E adevărat, este o întrebare foarte importantă, pentru că noi mai multe ori când vedem ei în autobuz, vedem într-un colț, mereu noi îi jignim. Dar noi încercăm să vorbim cu ei, nu ne discriminăm aceste persoane. Vorbind cu ei și ei simte că ei sunt iubit și ei sunt cetățenii al societățile noastre și în același timp, cum se zice, când merge un copil, nu spunem că el este o persoană needucată, nu merge către el. Dar numai vorbind cu el, descoperim cât bun el este. Noi am descoperit mai multe persoane care au inima bună, dar nu au avut posibilitate ca să ieșe din problemele lor. Deci noi un fel respectăm, primul rând,
nu înjignim pe ei, fără discriminare și în același timp, dacă noi îi ajutăm, putem face ceva. Eu vă spun că nu-mi dați bani, într-adevăr, nu-mi dați bani, dacă puteți cumpăra un sandwich, ceva puteți dați, și sau dacă aveți o treabă în casele voastre, în primă rând, credeți, trebuie să le acordăm încredere. Încredere, da, da. Mai multe ori ei sunt oameni străzi, fac problemele, îi alungăm, nu? Da, ne marginalizăm. Sau în primă rând le credem și dăm un pic demnitate și pentru ei. Crezând, acum care fac eu activitate cu oameni străzi, mai mult ei care fac singur. Pentru că eu am încredere în ei și ei fac singuri. Eu nu am nevoie de voluntari, dar nu spun că nu am nevoie, chiar că am nevoie de voluntari. Am înțeles, dar îi valorificați și pe ei și le dați practic responsabilități astfel încât să se simtă utili. Da, așa este, da. Este care vreau spun pentru lumea și un pic încredere în ei, nu marginalizați, nu faceți discriminare între persoane nevoiașe. Dar, într-adevăr, eu sunt mulțumit la părintele paroc aici, la părintele Daniel, care adună mereu hainele pentru persoane nevoiașe și mai mult paroc e odată părintele Alois, care a fost paroc de Sfânt Anton și el a adunat mai mult hainele pentru persoane nevoiașe. Și bănuiesc că un astfel de ajutor vă este oricând binevenit, nu? Și cei care mai vor să mai doneze haine vă pot contacta sigur, ca să ajungă sigur. Acolo unde da. Este nevoie de ele. Da, sigur. Da, haideți sigur. Să vorbim puțin și despre stat, despre autorități. Ce ar putea să facă autoritățile mai mult pentru acești oameni ai străzii? Despre stat, ce vreau să spun eu? Noi avem un plan. Ca slujitorii cărității, noi vrem să construim o adăpost de noapte. Noi deja am făcut un plan, tot noi am făcut și acum noi am pus hârtire pentru aprobare. Dacă pus un proiect, practic, dacă, nu? Da, dacă ne aprobează, noi facem o construcție. Noi nu facem aici afacerile, noi facem o activitate socială. Noi spunem acest oamenii, iubim cine este în spatele ei, îngrijim. Numai atât vreau din partea mea, din partea congregației. Să vă vreți practic autoritățile să vă susțină în acest demers, să nu simțiți că sunteți singuri, să faceți echipă cu, da. cu cei care au putere decizională în da. Acest sector. Da, exact, da. Ce alte proiecte ați mai desfășurat pentru oamenii străzi? Știu că nu e doar acest duș mobil, da, ci sunt mai multe. Da, da, pentru că în timpul pandemiei noi am făcut hrănim cel persoanele vulnerabile, așa un proiect care noi am făcut, pentru că timpul pandemiei nu au găsit nimic mâncare, pentru că cantinile toți sunt închise și noi am pregătit mâncare și am dus în casele lor. Și încă un proiect care am făcut eu pentru familiile vulnerabile, pentru că tot timpul pandemiei și niște familii care au mai mult copii în zona Bârnava, în zona Horlești, tot așa, am adus mai mult mâncare împreună cu Kaufland, care a sponsorizat proiectele de este și am desfășurat mai multe proiectele. Dar duș mobil aici vorbim, cum se spune, aici există o frizărie, există în duș mobil și aici există și o spălătorie. Spălăm imediat și uscători, există uscători, usuce și la soara vine, fiecare zi vine cu noi, controlează sanătatea lor. Și ei, când vine acum, ei spune, părinte, vă mulțumesc. Cu toată inima deschis spune, vă mulțumesc, pentru că acum eu sunt un om. Până acum, când am simțit că eu nu sunt un om și când a făcut curat, au hainele bune și după vine ei spune că eu sunt un om. Așa, practic le redați demnitatea, că demnitate. Asta e ceva ce probabil lor le lipsește și îi valorificați. Da, pentru că este, ne luăm de la Sfântul Alois Gonella, pentru că el, în timpul lui, el nu a fost un preot, nu mai trăiau în sacristie, nu mai face slujbile. El este un preot care merge în mijlocul poporului, cum Iisus Hristos, unde găsim mijlocul poporului. Și găsind în mijlocul poporului, el vedea care este problemele lor. Și după ei făceau mai mult after school pentru copii abandonați și îngrijeau bolnavi, îngrijeau persoane cu handicap. Și așa el a fost, el avea o carismă deosebită pentru persoane nevoiași. Dar preoții lui de diocezi nu au înțeles carisma de Sfântul Alois Gonella. Mai mult ori ei considerau Sfântul Alois ca un nebun.
și a fost pedepsit Sfântul Luis Gonella și a fost într-o parohie foarte dificilă, dar mereu el întotdeauna el a găsit iubirea lui Dumnezeu și unde a fost alungat, unde este o parohie departe din oraș și acolo a găsit iubirea lui Dumnezeu, el a așteptat ora milostivire. Și el, în timpul lui, societate considerau persoane handicap, o povară. Dar el vedeau, ei sunt copiii lui Dumnezeu, ei au o demnitate, așa el ne-a învățat și așa și astăzi și noi când am venit prima dată în România, noi vedeam acest oameni care dormea pe străzi și ei au nevoie o acoperiș, au nevoie o persoană care îngrijesc, le ocupe de ele, ei. Deci așa noi arătăm iubirea lui Dumnezeu. A zis că Sfântul Alois era privit ca un nebun, nu? În da. Acele timpuri, gândindu-se să-i ajute pe acești oameni. Mă gândesc că astăzi, poate, nu știu, un student, da, dorește să facă voluntariat da. Și alege această cale de a-i ajuta pe oamenii străzii. Da. Credeți că ai lui colegi nu i-ar spune la fel? Ești nebun? Ce-ți trebuie ție să te duci să faci voluntariat? Având contact cu acești oameni ai străzii, da. Ce le spuneți acestora, celor care poate îi judecă pe cei care vor să îi ajute pe oamenii străzii? Da, este adevărat, da, care a spus dumneavoastră, e adevărat, pentru că am avut cazurile, a venit o fată care ne-a ajutat mult, dar colegii ei au un fel de jignire, merge, unde merge? Merge la ajută la oamenii din străzi, ei sunt crăpănoși, de unde merge acolo, spălă pe ei, așa un pic din fel de jignire. Da, fata după ea mi-a spus, părinte, aici i-am găsit iubire adevărată, așa mi-a spus. Într-adevăr este o fată din Spania, nu o fată din România. Și ea a adus încă trei fetele din Spania care la fel că, se ocupe, de, ocupe de acest lucru. Dar primă rând când vedem tot afară, este un pic, cum se spune, nu e neplăcut, o treabă neplăcut, o treabă facem inutil, așa spunem, dar când venim înăuntru, când vorbind cu ei, descoperind valorile pe care ei au și atunci noi considerăm că și ei sunt importanți, că treabă pe care facem este importanță. Pentru că și ce vreau spune este Iisus Hristos care ne dă tărie, nu? Deci tot ce ai făcut pentru acest mic, mie ai făcut, nu? Și ei sunt Iisus Hristos pentru noi, slujind și vorbind cu ei, noi vorbim cu Iisus Hristos, slujim pentru Iisus Hristos și noi nu îi tratăm urât, noi îi tratăm egal cu noi și așa, e când merg un preot vorbind cu ei, ei spun că a venit un preot care vorbește cu noi așa, niciodată a fost așa ceva bun, nu? Și ei simt acasă cu noi. Și văzând relațiile noastre cu ei, voluntarii vine și ajută pe noi. Și bănuiesc că în continuare aveți nevoie de voluntari și îi îndrumăm și îi încurajăm pe cei care da, vor sigur. Să facă ceva bun, să vă contacteze și să ia legătura cu această congregație. Și în același timp trebuie să le spunem celor care s-ar gândi să aleagă acest drum, nu? Să intre în congregație, da. Că nu e doar partea grea, nu? Da. Partea grea despre care am vorbit noi acum în această parte a emisiunii, ci sunt și aceste mulțumiri, aceste bucurii care sunt categoric cu o valoare inestimabilă. V-ați închipuit când erați în India că veți ajunge să vă îngrijiți de oamenii străzii din România? Pentru că știu că și în India sunt foarte mulți oameni care ar fi avut nevoie de ajutor. Dar iată da. Dumneavoastră ați ajuns misionar în altă parte. Parte pentru da. Că așa cum ați zis la începutul emisiunii, nu aveți patrie, nu-i așa? Da, 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 este adevărat, da. Și în India avem nevoie de treabă, pentru că și avem multe case de Sfânta lui Gonella acolo. Noi lucrăm cu persoane cu handicap, persoane cu mentale, handicap de mentale și avem o casă pentru bătrânii, putem spune așa. Și, dar eu niciodată am visat ca să vin aici la România, fac această treabă. Într-adevăr, cine m-a îndrumat ca să fac această treabă este sora Serena. Ea a avut un vis, pentru că ei, fiind femei, nu au această capacitate de deschide o casă pentru persoane care trăiesc în străzi. Și ea mi-a spus, părinte, de ce nu deschideți dumneavoastră, pentru că sunteți bărbați, aveți capacitate, alte calități, tot așa. Ea care m-a îndrumat și acum noi vrem, o împlinim dorința ei. Și prima care a făcut cu dușmul
nobil. Dar acum vedem dacă o să construim și la adăpost de noapte. Și pentru că mai multe ori noi vorbim despre oamenii străzi, vorbind rău de ei. Dar în primul rând noi trebuie să-i ajutăm. După vedem dacă ei într-adevăr schimbat, nu a schimbat, nu? Fără dăm un ajutor. Pentru că de unde vine acest om din străzi? Ei au crescut în, cum se spune, într-un loc unde sunt copii, cum se spune? În orfelinate, nu? În orfelinate, da, exact. Au fost abandonați, abandonate, practic. Abandonat, dar nu au părinți, nu au nimeni. Și după 18 ani au fost alungate, sunt la străzi. Și acolo găsesc mai traiul lor acolo, nu? Este, și primă rând un fel de sprijin pentru ei. Dacă noi dăm un fel de sprijin, sigur că ei schimbă viața lor. V-ați simțit vreodată descurajat și poate încărcat de, poate chiar de reproșurile acestor oameni pe care dumneavoastră ați încercat de fapt să-i ajutați? Pentru că sunt convinsă că deși i-ați tratat cu iubire și v-ați dedicat, de multe ori răspunsul lor nu a fost tocmai cel așteptat. Da, sigur că da, sigur. Și astăzi dimineața am avut un caz, pentru că a venit un om care mi-a cerut mâncare, am dat la mâncare, el vrea haine, am dat și haine și vrea încă mult lucrurile. I-am spus că nu, vă dăm mâine, veniți mâine, vă dăm mâine. Și el a început să vorbească urât, a început să sipă. Eu nu sunt preocupat, pentru că el nu știe, pentru el nu este educat. Nu-l judecați niciodată, niciodată să ziceți, uite, i-am dat să mănânce, i-am dat, l-am și îmbrăcat și el așa mă răsplătește. Vă spun sincer, nu știu cum a venit în mintea mea, pentru că el nu știe ce facem noi, cum îl iubim, pentru că el, formarea lui diferită, formarea mea este diferită și eu îl văd mereu diferit, pentru că eu niciodată nu sunt supărat cu ei. Vă spun sincer, pentru că ei ridică orice, și mai bun, vorbesc urât de mine și urât de... Dar ziua următor, și ziua următor vine, spune, părinte, iertați-mă. Realizează că au greșit. Da, au greșit, da. Și așa întâmplă și mai multe ore. Și discurajările sunt, da, pentru că și unde sunt la zona plopii fără soț și mai mult oamenii nu-mi place prea mult acest treabă, pentru că ei au frică, pentru că este o zonă rezidențială, au frică. Și practic dumneavoastră adunați acolo mai mulți oameni ai străzii și deranjați oarecum pe ceilalți. Da. A început, a fost așa un fel de teamă, un fel de frică. Dar după acum, aproape un an lucrez eu cu ei, încet, încet au înțeles ce vrem noi de la ei, ce fel de colaborare noi avem dincolo cu ei. Dincolo de înțeles, v-au și ajutat? Ați simțit că această comunitate, comunitatea din Iași a venit în sprijinul dumneavoastră? Da, comunitatea catolici, putem spune, da. Ei noștri, mereu catolici, mereu văd, vine în sprijinul nostru, eu nu-mi spune, da, vine în ajutorul nostru. Da. Cred că această zonă pe care ați ales-o e o zonă căreia nu mult se dedică. Practic avem tot felul de cauze, ne ocupăm de copii abandonați, de bătrâni, de bolnavi, de oameni cu handicap, dar de oamenii străzii sunt mult mai puțini cei care s-au gândit să se ocupe. Acum, și da, e o zonă care într-adevăr are nevoie de implicare și de o tărie extraordinară. Da, știu că ați făcut și studii de spiritualitate. Da. În ce măsură credeți că v-au ajutat și vă ajută aceste studii să aveți acest tonus pe care îl prezentați și să păstrați mereu acest zâmbet pe buze? Nu, pentru că mi-a plăcut mai mult spiritualitate, pentru că spiritualitatea ne conduce spre cunoaștere de sine, pentru că nu numai la psihologie și spiritualitate, pentru că noi mai mult puncte de psihologie vedem numai puncte umane, dar spiritualitate ne ajută ca să vedem punct teologic, cine sunt eu. Eu sunt imagine lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Mai multe ori când noi suntem descurajați, Iisus spune, eu sunt cu tine, eu iau pe tine în palmele mele, am scris numele tău în palmele mele, tu ești important, prețios pentru mine. Un psiholog poate spune această treabă, dar un Dumnezeu care vorbește cu noi, nu? Este cuvântul lui Dumnezeu care spune, tu ești important pentru mine, tu ești prețios pentru mine, nu? Pentru asta am ales spiritualitatea și îmi placea o psihologie și am făcut la psihologie împreună una cu spiritualitate și mai mult eu vreau merg cu valorile lui Dumnezeu care mi-a plăcut și mai spiritualitate și în același timp ne alungă un fel de egoismul nostru. Spiritualitate un fel ne ajută ca să ajutăm
persoane nevoiașe. Spiritualitate ne spune mai mult despre libertate. Astăzi mai multe ori spunem că eu nu sunt liber, am mai mult problemele, dar cu spiritualitate ne ajută să fii o persoană liber și o persoană este mereu înclinat cu lucrurile, tot așa, fii liber, să avem o iubire deosebită pentru Dumnezeu, pentru persoane nevoiașe. Pentru asta am ales la spiritualitate. Părinte, v-ați studiat în India, ați studiat la Roma, v-ați continuat studiile, v-ați dedicat... Da, și aici la România am făcut niște studiile. Și pentru, în România? Da, pentru oameni de străzi. Pentru că ne-a spus că trebuie un educator specializat și trebuie un formator pentru ei și tot studiile am făcut aici și în România. Într-adevăr, studiile m-au ajutat ca să înțelegem cultura română și ca să înțelegem cum comportă oamenii aici în România. Și eu sunt mulțumit de studiile pe care le-am făcut eu. Și totuși, cele mai bune lecții de unde le primim? De pe băncile școlii sau din viață? Din viață. Întotdeauna? Din viață, întotdeauna, da. Cu experiență. Cu experiență. Este adevărat, da. Dar eu nu spun că nu trebuie și trebuie și în același timp experiența schimbă toată viața noastră altfel. Da. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes mai departe și vă doresc să găsiți complici în aceste cauze pe care le aveți, să le dezvoltați, să nu fiți singuri niciodată, să fie oameni care vă susțin și vă ajută și știți cum e, să se întoarcă tot binele pe care îl faceți. Da, eu vă mulțumesc și eu, pentru că eu am uitat o persoană care m-a îndrumat mult, mult, părintele Iosif Dorcu. Atunci el a fost decan aici, el care m-a introdus în clerul local aici și el care mi-a îndrumat unde merg, cum se pune picioarele mele, unde pune picioarele mele și eu mulțumesc părintele Dor. Al doilea rând, mulțumesc comunitatea mea, pentru că comunitatea mea mereu un fel de sprijin pentru mine. Niciodată mi-a spus părintele Batista, tu ești, faci prea mult, străin, niciodată mi-a spus. Simțim ca o familie, trăim o fraternitate împreună cu semineriștii noștri. Și am încă un băiat care, o frate, putem spune, fratele Victor, tot din Congo, a venit pentru anul pastoral. Acum împreună cu el colaborăm pentru oameni de străzi. Și vă mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc, dragi ascultătorii de RCS FM. Vă cer scuze dacă nu am exprimat bine, dacă nu am vorbit bine. Foarte bine ați exprimat și așa cum v-am zis, faptele dumneavoastră vorbesc, nu cuvintele atât de mult. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult, dragi prieteni, a fost părintele Alphonse Baptiste Valagan din India venit pentru noi, aici în România, să facă bine. Și nu stați și vă uitați, haideți să punem și noi mâna, să facem și noi bine acolo unde suntem. Sunt Nicoleta Timaru, până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune! Interviul săptămânii la RCS FM.